Gheorghe Marchitan a făcut școala primară la Dumbrăveni, unde un dascăl i-a insuflat dragostea elevilor, pentru matematică. Sunt niște amintiri foarte plăcute. Am avut ca profesor de matematică pe vestitul profesor Ion Nimițan, care a crescut împreună cu profesorul Bujdei, cei mai buni elevi, eu știu, din partea asta a Moldovei, erau vestiți în întreaga Moldovă. Când dădea examen la Iași, la București sau oriunde, întreba cu cine ai făcut matematica și dacă spuneai că ai făcut cu Nimițan sau cu Bujdei, totul decurgea într-o altă atmosferă. Deși îndrăgostit de matematică, dascălul nu a vrut să ajungă la catedră. Vroia să se facă inginer, dar nu a avut bilet de voie de la partid, pentru că tatăl său, om simplu, dar iubitor de carte, se opunea colectivizării. Fiind lipsit de mijloace materiale, pentru că tatăl meu nu avea chiar condiții, în sfârșit, să mă poată pe mine întreține. Am făcut și eu o cerere la IRIC, cum se chema atunci, să putea merge la facultate, la Politehnică mai ales, când începea industrializarea României, în perioada respectivă. Am făcut o cerere să-mi acorde și mie o bursă de întreprindere. Și am fost refuzat, n-am știut inițial de ce, după aceea am aflat că atunci când am terminat liceul și am vrut să merg la facultate și am spus o altă șansă de reușită nu am decât la matematică, că la Politehnic se intra foarte greu. Și mi-a dat de la primărie o adeverință, că nu puteai să te înscrii fără o adeverință de stare materială, mi-a dat o adeverință pe care scrie Tobarșul Marchitan de Gheorghe, tatăl meu, posedă sășătă una acasă, una vacă, sășătă. Și ultima propoziție era specificăm că Tobarșul Marchitan de Gheorghe este împotriva întovărășirii. Și atunci mama mea, care a fost totdeauna alături de mine, s-a dus și s-a înscris la întovărășire, a existat discuții foarte aprinse în casă pe acest motiv, pentru că rezistența țăranului era încă ridicată. Și după ce am intrat la facultate, tatăl meu mi-a scris o scrisoare și a spus, băiete, ai fost deștept că te-ai dus, mi-a luat tot. Și n-am avut ce face decât să mă întrețin singur. Interviul va fi difuzat integral duminică la ora 11:30 în cadrul emisiunii Între oameni.